Hei, salut tuturor și bine ați venit la al șaselea episod de Limbo. Și în caz că nu știți, eu am mai progresat ceva, pentru că nu mă puteam abține și am ajuns cam până la hotel, până aici. Nu pot să stau așa geaba. Și da, m-am dat de la partea asta, adică na. Bun, trebuie să intre acum închidem. Nu știu neapărat ce rost are închiderea, dar presupun că este în, știți voi, de cât de înaltă este chestia asta. Și da. Haide. Ok. Haide. Ok. Nu cred că pot să fac saltul ăsta. Ok, ați văzut că parcă am încercat eu episodul anterior și da, nu mi-a mers săritura. Cred că ați văzut, nu mă țin minte. Dar, da, nu știu cum am reușit eu atunci, dar ce era în colona. Atâta pute, vedeți? Nu era cine știe ce. Nu știu cum am reușit atunci ăsta. Și oricum nu vreau să pierd timp, deci... Da. Aceste, nu pot să zic că e o parte grea. Doamne, frate, acum trebuie... Deci chestia aia când ți-o scuipă în cap, te face să duci într-o anumită parte. Și când ești în raza de soare, schimbi direcția. Dar tu nu mai poți să controlezi decât să sări și na. Să mergi mai repede. Deci fiți atent. Bă, te-ai scuit rapid? Hai mă, dacă tot te duci, du-te mai repede, mai cu viață. Păi... Aoleo, copii în ziua de azi, nu știu să alerge. Cum naibii? În primul rând, de ce nu merge? Trebuia să... Ok, deci nu știu, vedeți că se bălângă, trebuia să se bălângă în partea de unde curge din canalizarea. Știți voi? Ca să nu mă nimerească. Stai puțin. Buf. Ok. Nu știu ce fac pe clasa din nou, dar voi trebuie să vedeți ce se întâmplă. Deci da. E fac din nou. Și e foarte enervant, nu vreau să fac din nou căcatul ăsta, na. Dacă vreți, căutați pe YouTube, nu vreau să pierd timp, na, ce, cădea acolo, țeavă să umplea, poate mă urcam pe scări, tot așa și nu stau eu să pierd în video, adică n-am făcut atunci, asta e. Credeam că nu va lua așa de mult. Nu contează. Plus că nimeni nu mi-a dat ce cont. Haide. Hai, boss. Nu mă urcam pe... Asta, acest joc este mai mult un tutorial gen cum să fii cât mai handicapat! Oh my god, cât de tare s-a auzit! Ok... Un prietenan ce vedeți este ggplays2016 și dacă vreți vă puteți abona la el, deoarece este un tip foarte ok și de o vreme cam începe să facă tot intro și... Uite-te la mine pe canal. Ok, m-am uitat, boss. Ți-am făcut și promovare, o mică promovare, boss. Știai? Las că când o să postez de clipul, o să mă uit la câte secunde am zis asta, că o să se verifică, să calculez și o să dau link. Ok. Nu. Fucking bitch! Holy moly! Pe bune! Știu ce trebuie să fac. Bun. Așa. Tragem de manivela.
Hai, da. Nu fi timid, copchile, nu fi timid, că doar mergi noi la un hotel, așa. Un hotel. De fapt, sunt doar litere din el ce au mai rămas. Un hotel, doar litere din el ce au mai rămas. Mama lui de hotel. Ce fel de hotel este, mă? Hotel scris? Ok, nu cred că are nicio logică. Fuck, trebuia să mă agăț acolo. Știu de unde o să mă dea. Da, na, mama lui de hotel. Trebuie să fac din nou. În primul rând, nu neapărat că am trecut doar chiar. Na, era prea greu, ce mergeam, ce mergeam și cădeam aici. Oh my god. Deci de aici încolo n-am mai jucat bine, doar că am spart sticla, că știu, am mai văzut la video, s-a mai întâmplat să mă uit încă că la limbă și na, uitam la video. O să spargem sticloiul ăsta. Oh! Nu știam că îl sparge așa de prima. Oh my god. Furtunda apă, mă picură în cap, ce naiba. La checkpoint? Nope. Nici când dă. Nici când dă checkpoint. Ce? Oh! What the fuck? Tu te lași drobit de toate porcăriile? Copil nesăvuit. Nesăbuit, nesăvuit sau... Cum vrei. Ok, nu știu cine a apărat o să spună, adică puțin nu mă puteam urca pe ea, dar da, era... oricum era handicapată, vai de capul ei, săraca chestie, adică ce-am dărâmat eu.